Să vorbim ceva de tăieri? Da. Avem timp? Eu aici sunt cel mai interesat la tăiere, adică păi, aici aș fi eu mai... Acum... Deci la administrația prezidențială. Opa. Deci acolo a fost alocată suma de 57,5 milioane lei. Da? A cheltuit 22 de milioane în 6 luni. Și se propune 46,4. Adică un pic mai mult decât dublu, da, față de 22 cât a cheltuit în cele 6 luni. Da, da, asta. Corect. Da. La SRI 2000 la SRI 2352,6. Au cheltuit mai mult decât ca și procent decât administrația prezidențială, dar mai puțin decât 50%. Am înțeles că au avut o ultimă discuție, decizia oricum a fost la primul ministru, că au avut o ultimă discuție și diminuarea va fi cu între 100 și 153 de milioane de lei. Adică asta cu minus. Între 100 și 153, urmează să finalizeze discuția cu doamna prim-ministru. Dar nu scade de la falu colde, adică? Nu, drepturile salariale, drepturile astea de pensii, sunt... nu. Okay, ai categoric nu. Chiar mă gândeam să da, nu se la... întâmple ceva. SPP. 194,3. Și se propune, de fapt au, da, și-au propus pentru proiect, 171 de milioane lei. Acum, sincer, asta cu asta, bun, pe noi nu ne mai păzește SPP-ul. Pe cine mai păzește? Asta e... Președinte. Bun, totuși. Da, pe dumneavoastră acum, că sunteți președintele Camerei Deputaților, chiar cine vă păzește? Vă păzește cineva? Nu. Cum, nu vă păzește nimeni? Nu. Vă plimbați așa, pe persoană fizică? Sau persoană fizică, așa, de capul meu. Da, bun, dar e în regulă asta? Dom'le, nu știu dacă e în regulă, dar iertați-mă, eu repet, n-am nimic cu 99% din ofițerii SPP. Chiar n-am, sunt oameni foarte serioși. Atât cât pahonții acolo, eu n-am încredere. N-am încredere. Aveți încredere în ce sens? Ce poate să facă? Păi, în primul rând, principala lui preocupare era ca de la fiecare ofițer care însoțea un demnitar să-i facă raport seara unde a fost, ce a făcut, cu cine a vorbit. Adică spionaj dar de ce politic. Asta? Adică întrebarea este foarte simplă. Bine, domnule, aici că, deci ești corect. Păi dacă tu ceri informații despre Mircea Badin fiecare seară, domnule, la o lună îi spui și tu Mircea Badin, domnule, am luat informații despre tine, uite, ia ales să vezi pe lângă ce riscuri ai trecut și ce te-am ajutat. Ca să vezi cu ce te-am protejat. Exact. Fiind serioși. Mă rog, la SIE de la 100, de la 286 la 270 la STS. Mamă, ce sumuri așa are seriul față de ăștia. La ce STS de la 269, de la 332 la 309. Adică la serie cu 4 cifre aici.